Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara organizează o nouă bursă a locurilor de muncă. Acțiunea se va desfășura joi, 16 iunie, între orele 10 și 13, la Parcul de Afaceri din orașul Timeria, iar în cadrul acesteia vor fi prezenți în jur de 20 de agenți economici din zonă, care pun la dispoziție circa 100 de locuri de muncă. Până la această oră avem 20 de agenți economici care și-au manifestat intenția de a participa la bursă cu aproximativ 100 de locuri de muncă vacante. Așteptăm toți angajatorii care doresc să participe, precum și persoanele în căutarea unui loc de muncă. Mâine începem cu orele 10 la Parcul de Afaceri. De data aceasta este o bursă destinată cetățenilor din localitatea Timeria. Aș putea o numi o mini-bursă a locurilor de muncă vacante. Ne adresăm agenților economici care vor să angajeze din localitatea Timeria personal, care au domiciliu și au sediile sociale al firmelor în Timeria și își desfășoară activitatea pe raza orașului Timeria, și firmelor din împrejurim care vor să angajeze personal din Timeria. Aceasta este cea de-a treia bursă a locurilor de muncă pe care o organizează AJUFM Hunedoara în acest an. Prima a avut loc în aprilie la Orăștie, la puțin timp după ce s-au ridicat interdicțiile impuse de pandemia de COVID-19, iar cea de-a doua, luna trecută, în 6 locații din județ, fiind vorba despre o bursă generală a locurilor de muncă.